contra celei mai în formă echipă de la acest turneu final, însă sper ca concentrarea să-și spună cuvântul, fiindcă totuși Olanda în momentul ăsta e calificată. România are nevoie de toate cele trei puncte sau poate de un simplu meci nul sau chiar o înfrângere la un gol, două diferență. Eu sper ca după încheierea celor 90 de minute echipa României să fie calificată, fiindcă merită acest lucru. Nu cred că este foarte important ce echipă introduce în teren. Important e, până la urmă, rezultatul final. Dacă câștigi, nu mai contează dacă ai introdus în teren o echipă ofensivă sau o echipă defensivă.